obligatorii. Vă imaginați dumneavoastră că noi facem facultativ toate lecțiile în școală, care există. Ce specialiști ați pregătit? În unele țări, elevii și aleg singuri obiectele. Păi noi de la bun început propunem ca în școlile primare să fie. Iar apoi, pe parcurs, ne gândim cum să facem pentru, spunem, clasa de la 5-a, 10-a, 12-a, dar pentru cei micuți, eu cred că este numai decât obligatoriu, fiindcă majoritatea sunt din familii ortodoxe, sunt educați acasă, în credință ortodoxă, aici ar fi bine în școală să se întărească între această credință, iar când ajunge la clasa a 5-a, a 6-a, poate atunci avem iarăși o întâlnire cu Ministerul Învățământului, clar că în primul rând, și atunci putem să ne decidem, putem să ne hotărâm cum plecăm noi mai departe. Dar în primele clase, cred că ar fi normal. Tocmai aici, o persoană a scris pe mail următoarea întrebare. Copiii, la vârsta aceasta fragilă, despre care spuneți, încă sunt prea naivi, nu înțeleg chiar tot ce s-ar putea preda la aceste cursuri. N-ar fi mai bine ca aceste elemente de bază să fie învățate în familie și nu la școală? Dar oare este tata pregătit și cu mămica să-i predea acasă programul care am dorit noi să-l predăm? Pentru aceea noi edităm și Biblii pentru copii, speciale programe, facem speciale concursuri. Ceva să fie interesant. Noi doar nu îl punem copil obligatoriu, tu trebuie să... Noi chiar în discuție am vorbit despre ce. Poate nu este obligatoriu să-i punem notă chiar pentru religie. Poate nu trebuie, dar pur și simplu că a frecventat lecția, a asistat la această lecție. Deci, modalități sunt foarte multe și eu sper că pe parcursul anului 2010 noi o să ne pregătim în concordare, adică cu bună înțelegere cu Ministerul Învățământului. Și clar că o să apară întrebări și din partea noastră, deja este format o comisie din partea Metropoliei, sunt comisii din partea Guvernului, clar că nu sunt încă oficiale, dar eu cred că în discuție noi am putea să ajungem la un numitor comun. Înțeles. A fost o întrebare în rândul 2. Spune, adresează întrebarea. Da. Dar vă rog înainte de asta să vă prezentați. Dorin Mireuț, mă rog, reprezentant.